Salutare tuturor și bine v-am regăsit la primul meu episod din Shakes Fidgets. Cred că îl pronunț bine. Acest joc a fost recomandat de câțiva colegi de-a mei. M-am jucat eu puțin off-camera, vedeți că imediat sunt level 2, dar nu foarte mult. Și cât m-am jucat, pot să spun că e un joc destul de făinuț. Și probabil că o să-mi spuneți că mulți că mamă, te-ai după aia Head Pink sau Pen, pardon, sau cum vrea el să îi spunem numele. Dar nu, chiar nu mi-au după el. Prietenii mei mi-au recomandat acest joc și de aia am zis, na, hai să încerc să văd dacă îmi place sau nu-mi place. Și am să vă arăt imediat și despre ce este vorba. Aici. Chiar vreau oare să-l cumpăr ăsta. Dar nici n-am bani să-l cumpăr, de fapt. Dacă tot... Asta. Așa. Acest joc se bazează foarte mult pe echipe și pe... și pe lupte. Am să vă arăt o luptă cum e, de exemplu, aici sunt player, vedeți? Eu nu mai merg pe ei, dau să mă coste ceva nivelul 1. Dau pe el și dau luptă. Mă costă o ciupercă. 37 de damage, 2 lovituri și l-am luat. Aici vedeți că noi am putea construi chestii, trestii, dar nu putem numai de la level... Numai de la level 5, iar asta de la level 7, de la level 2 asta? Serios? Și, stați, cum câștig eu, lemnul și porcările alea? Da... Aici sunt brazlele. Deci se râde un copil la mine acolo afară, nu știu de ce, ce are, dar... Lem, lem, lem! Sau piatră, piatră, piatră! Piatră! Mai învârtim de vreo două ori. Trebuie lemn sau piatră. Te rog, lemn, te rog, lemn, te rog, lemn. Piatră. Deci, ce om, frate? Deci, ăsta am câștigat data trecută două pietre. Și am câștigat una face mutra asta de... E, Doamne ajută. Ia uite ce mutră face tu. Dar lemnul îmi cade aur. Ciupercă. Trei ciuperci. Mamă, că noroc am. Mai pot în vârf. Da, și probabil... chestiile astea le voi face off-camera. Ca să nu vă plictisesc. Și... Da, off-camera cred că le voi face. Ar trebui... What the fuck, ce față are? Da, asta mi-o trebuie, obligatoriu. Nu știu cum... temni... Aici ai... deci fiecare asta, fiecare chestie de asta la cătare câte o poveste. De exemplu aici, cred că asta va fi prima. Ai ho, ai ho, merg la muncă acum. Frecventate de elemente criminale.
Morții sunt surprinzători de vii. What the fuck, ce șmecher o să fie asta? Sau asta? Când am urmărit, n-am urmărit serialul Hyatt Pink de Shakespeare Fidgets, dar parcă a ajuns aici sau aici, nu mai știu. Dar cât timp am vorbit noi, eu terminat și acest om misiunea. Da, și cam atât e jocul, mai mult pe lupte, chestii de astea. Și când mă culc, de exemplu, noaptea pot să-mi pun, de exemplu, să lucreze pentru o oră, aici pentru 7 ore sau 10 ore. Da, cam atât. Și am făcut și level 2, haideți să mergem să vedem ca temniță, de fapt. Temniță, mă. Aici au zis că de la level... Dar de la... Și îmi trebuie și Dita mai bonetul de... Ai de capul meu. Da, deci cam atâta a fost episodul. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să apăsați și butonul de like și cine știe, poate le face mai lungi. Depinde de voi cum vă place seria. Deci cam atât a fost. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!